Ajuns în această zonă, după cum s-a putut vedea în colț, am făcut o poză, o bătrână a fost luată cu ambulanță, am trecut exact pe lângă ea când o băga pe targă. La orizont vă fum, nu știu de ce. Imediat. Vă niște fum sus la orizont, apar n-am ce se întâmplă. Mă pregătesc să mă apropii. Nu știu ce e cu fumul acela, e un fum foarte des, o negură, la margine. Pare a fi spre Piața Revoluției, nu știu unde. Oricum, atât pentru moment voi filma. La ce să mă aștept? După colț aici se află protestul. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu-mi place fumul ăla negru, cred că a fost incendiată o clădire. Repet, cred că a fost incendiată o clădire. Nu știu de ce e acel fum. E pe tot cerul. Nu contează, mergem înainte. Mergem înainte. Trebuie oprit de asta. La protest. Aici se strigă împotriva lui Băsescu. Jos Băsescu! Jos Băsescu! Hai să vedem unde ne poziționăm. Jos Băsescu! O să vadă mai filmez, nu știu. Momentan închid. Stai tot. Aici am fost și la acta. Da. O diversiune, noi am fost tocmai la tabăra pro-Băsescu. Cei anti-Băsescu sunt aici, am fost printre băziști. I-am văzut cum se făceau afișe împotriva USL. Din nefericire am și striga pentru ei până m-am dat seama. Deci în dreapta sunt cei împotriva pentru Băsescu și în stânga cei împotriva lui Băsescu. Am traversat strada acum. Deci acum am înțeles și eu. Hai să mai filmez pe aici, că n-am fost niciodată în zona asta. Aici e metrou, o să traversez acum să mă duc în zona corectă. Incredibil ce chestie. M-am dat seama după ce am început să strige hai Băsescu. După aia m-am dat seama. Până atunci nu am realizat. Nu este nicio problemă, mă duc acum în partea corectă a străzii, unde e protestul împotriva, nu cel pentru. Și voi repara sunt jandarmi aici, hai că închid. Găsit acum, merge asta? Da, merge. Cred că am avut o problemă tehnică cu el. Am găsit acum partea corectă, partea anti-Băsescu, dincolo de celălalt capăt al străzii, unde a fost acta, erau pro-băsiști, am spus chestia asta. Am trecut pe la ei din nefericire până m-am dat seama, dar acum sunt în partea corectă. Aici suntem cei care suntem împotriva lui Băsescu. Păi scandal și eu. Dar... Retrag un pic. Retrag un pic aici să beau și eu sucul. Cam scandăm în turna. Și am trecut cei de la în cartea PDL-ului, orice tufeu sunt după gard acolo, după aia de la PDL. Aici suntem cu cei împotrivă. Și Băsescu o să cad oricum. Are zile numărate Băsescu. Terminat acest suc. Da, aici e meeting în continuare. Bine să stau aici cât mai pot. Să văd ce o să facem. Băut un fresh momentan. De mai bine acum că aveam gura uscată. Să continuăm să vedem ce facem. Jos Băsescu! Băsescu! Jos Băsescu! Băsescu, nu uita! Pușcăria e casa ta! Băsescu, nu uita! Pușcăria e casa ta! Băsescu, nu uita! Pușcăria e casa ta! Bine! Nu știu să mă... Gata, stai că l-am dat.
da. Scanăm într-una. Foarte multă lume. Acolo sunt Realitatea TV, filmează și de la Realitatea. E fost cu RTV acolo. Foarte multă clădire aici, acum nu s-a mai disipat. O să vedem ce s-a întâmplat în țara și în lumea asta, care e foarte... Toată lumea e supărată și foarte bine este, o să cadă, o să fie demis Băsescu, sunt sigur. Da. Băsescu, jos Băsescu, jos Băsescu, jos Băsescu, jos Băsescu, jos Băsescu. Continuă protestul aici și incendiu continuă, este un incendiu la orizont. E un incendiu, acolo nu mai pot să strig, mă doare gâtul de cât am strigat. Mă doare gâtul, sper că pot fi auzit, e un incendiu acolo, să vadă probabil pompierii. Mai continui să mai stau aici până se face seara, momentan se înserează. Jabra ordinară, ieșa afară! 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 Jabra ordinară! A fost ultimul clip, acum plec. Plec acasă, s-a făcut seara, deci la noapte. N-aveam mai lumină. Urmează să plec acum înspre casă, a fost un protest interesant. Este clar că PDL-ul nu va reuși după protestul ăsta, acum ne vom retrage pentru că e seara. Și în general, seara se mai întâmplă lucruri, așa că mă voi retrage. Ceilalți sunt acum în continuare acolo. Și se protestează. Fie bine. Să fie bine și suspendarea o să aibă loc. Nu va reuși niciodată Băsescu. Bravo, așa se meargă lucrurile.